PNL Hunedoara mai primește o lovitură. După Victor Stoica, primarul comunei Puiș, Ovidiu Furdui, primarul comunei Criscior și Marius Omotă, primarul comunei Ilia, a anunțat oficial că va candida la alegerile locale din partea PSD. Ba mai mult, Omotă a declarat că îl va susține pe socialdemocratul Laurențiu Nistor pentru funcția de președinte al Consiliului Județean, dar și pe candidații PSD la europarlamentare. Plecarea primarului Marius Omotă la PSD este încă o lovitură pentru organizația județeană PNL, dar și pentru imaginea de lider a Vetuței Stănescu. Încet, dar sigur, în jurul liderului PNL Hunedoara se instalează vidul de membri și, în perspectiva anului electoral, de voturi. Comunele Pui, Criscior și Ilia au cel mai mare număr de cetățeni cu drept de vot înscriși în registrul electoral la data de 31 ianuarie 2024. Pui, 3360 de votanți, Criscior 3174 și Ilia 2953. Asta înseamnă mii de voturi pierdute de PNL și câștigate de PSD. Marius Omotă a declarat pentru Hunedoara 1 TV ce l-a determinat să opteze pentru o candidatură pe listele PSD. Unde am exprimat intenția de a candida pe listele PSD și această intenție a fost luată, această hotărâre a fost luată în urma faptului că noi am fost ajutați foarte mult de președintele Consiliului Județean. Și ne dorim ca domnul președinte Nistor să-și continue treaba ca și președinte al Consiliului Județean. Împreună cu colegii mei, noi o să-l susținem, dumnezeu, și ca să nu fie loc de interpretări, anunțăm sau avem intenția să candidăm de pe listele PSD. Nu, doar pentru faptul că din calitatea dânsului de președinte, noi ne-a ajutat foarte mult. Asta a fost hotărârea. Din această cauză am luat noi această hotărâre. Sunteți... Nu avem de reproșat nimănui nimic. Ne vedem de treabă. Noi ne interesează comunitatea din Ilia.